În continuare avem expresia x plus 1 pe x minus 3 minus x pătrat plus 3x plus 2 pe x pătrat plus 4x plus 3 minus 1 pe 9 minus x pătrat, totul împărțit la x plus 2 pe x pătrat minus 9. Mai întâi să descompunem expresiile întâlnite. x pătrat plus 3x plus 2. Ne trebuie două numere cu suma modul din 3, deci 3 și produsul 2 observăm că 1 și 2 au suma 3 produsul 2 și atunci putem să-l scriem x pătrat plus x plus 2x plus 2, deci x pe lângă x plus 1 plus 2 pe lângă x plus 1 și îl dăm pe x plus 1 factor comun pe lângă x plus 2. Acum x pătrat plus 4x plus 3 va fi din aceleași motive x plus 3 pe lângă x plus 1, o să vedem totuși. Ne trebuie două numere cu suma modul din 4, adică 4 și produsul 3 și o să alegem 1 și 3 cele două numere. E unica alegere posibilă, nu? Vine x pătrat plus x plus 3x, l-am scris pe 4, 1 plus 3 și l-am distribuit lui x și plus 3 și atunci am rămas cu x pe lângă x plus 1 din primii doi termeni. Din ultimii doi dăm 3 factor comun și vine pe lângă x plus 1 și când îl dăm pe x plus 1 factor comun la dreapta, rămânem cu x plus 1 factor comun pe lângă x plus 3. Mai avem 9 minus x pătrat este minus pe lângă x pătrat minus 9, adică minus pe lângă x minus 3, pe lângă x plus 3, este o preferință personală să lucrez cu coeficienți dominanți pozitivi. De aia pe 9 minus x pătrat l-am exprimat în funcție de x pătrat minus 9. Și cam asta ar fi. Acum putem să scriem condițiile de existență. Reținem că x pătrat plus 3x plus 2 se descompune x plus 2 pe lângă x plus 1 și că x pătrat plus 4x plus 3 se descompune x plus 3 pe lângă x plus 1. 9 minus x pătrat fiind minus pe lângă x minus 3 pe lângă x plus 3. Și atunci, pentru subpunctul A mic, să punem condițiile de existență, trebuie ca numitorii să fie nenuli, x minus 3 diferit de 0, x plus 4x plus 3 diferit de 0, 9 minus x diferit de 0, x minus 9 diferit de 0. Și de asemenea, atunci când împărțim la câte o expresie, aceasta trebuie să fie nenegativă. Deci, x plus 2 supra x pătrat minus 9 să fie diferită de 0. Și acum, x minus 3 e diferit de 0 dacă și mai dacă x e diferit de 3. x pătrat plus 4x plus 3 era x plus 1 pe lângă x plus 3 și trebuie să fie diferit de 0, ceea ce înseamnă că și x plus 1 și x plus 3 trebuie să fie diferite de 0, deci x să fie diferit de minus 1 ca să nu se anuleze x plus 1 și x să fie diferit de minus 3 ca să nu se anuleze x plus 3. Pe 9 minus x pătrat diferit de 0 putem să o ignorăm deoarece pe rândul următor avem x pătrat minus 9 diferit de 0. Opusul lui 9 minus x pătrat trebuie să fie n Când opusul e n și numărul e n nu? Și atunci avem x minus 3 pe lângă x plus 3 diferit de 0, ceea ce înseamnă că x este diferit de plus minus 3. Și cum x plus 2 pe x pătrat minus 9 trebuie să fie diferit de 0, înseamnă că x plus 2 e diferit de 0. Așadar, x trebuie să fie diferit de minus 2. x trebuie să fie un număr real diferit de minus 3, minus 2, Minus 1 și 3. X trebuie să fie diferit de 3, de minus 3, de minus 1, de plus minus 3 din 9 și de minus 2. Acesta este domeniul de definiție al expresiei noastre. Putem să reținem acest lucru. Expresia E de X este definită pentru x diferit de minus 3, minus 2, minus 1 și 3. Și acum. Să scriem de x sub o formă mai simplă. E de x este x plus 1 supra x minus 3. minus x pătrat plus 3x plus 2 este x plus 2 pe lângă x plus 1. Deci de aici avem x plus 2 pe lângă x plus 1 e x pătrat plus 3x plus 2. Pe x pătrat plus 4x plus 3 l-am văzut aici este x plus 3 pe lângă x plus 1. Trebuie să mai scădem 1 supra 9 minus x pătrat este minus pe lângă x minus 3 pe lângă x plus 3. Minus pe lângă x minus 3 pe lângă x plus 3. Și totul trebuie mulțit cu inversul lui x plus 2 pe x pătrat minus 9. Deci trebuie mulțit cu x pătrat minus 9, adică x minus 3 pe lângă x plus 3, totul supra x plus 2. Se simplifică x plus 1 și am rămas cu e de x egal cu x plus 1 supra x minus 3 minus x plus 2 supra x plus 3 plus 1 supra x minus 3 pe lângă x plus 3 Totul înmulțit cu x minus 3 pe lângă x plus 3 supra x plus 2. Am putea să distribuim selectiv x minus 3 ori x plus 3 fiecărui termen din paranteze și în felul acesta numitorii se simplifică. Pe de altă parte, suntem mai familiarizați cu operația de aducere la același numitor decât cu operația de distribuire selectivă a unor termeni convenabil aleși. Și atunci să aducem la același numitor. Amplificăm primul raport cu x plus 3, al doilea raport cu x minus 3 și obținem. Numitorul comun este x minus 3 pe lângă x plus 3, iar la numărător avem x plus 3 pe lângă x plus 1 minus x minus 3 de înmulțit cu x plus 2 și totul plus 1. Acest raport se înmulțește cu x minus 3 pe lângă x plus 3, totul supra x plus 2. Și vom obține x plus 3 pe lângă x plus 1 este x pătrat plus 4x plus 3 minus, x minus 3 pe lângă x plus 3 este x pătrat minus x minus 6, totul plus 1. Și acum x minus 3 pe lângă x plus 3 se simplifică și rămânem cu x plus 2 la numitor. x pătra se reduce și rămânem cu 4x minus minus x, deci 5x, plus 3 minus minus 6 plus 1, deci plus 10, totul supra x plus 2. Așadar, e de x este 5 pe lângă x plus 2, supra x plus 2. De deci ce 5? Pentru orice x din domeniul de definiție, deci din mulțimea numerelor reale, mai puțin, minus 3, minus 2, minus 1, 3. Și atunci, expresia EDM de este definită pentru m din domeniul de definiție. Deci, pentru m. Din domeniul de definiție, deci din mulțimea numerelor reale, mai puțin minus 3, minus 2, minus 1 și 3, EDM este 2M plus 1, dacă și numai dacă 5, EDM este 5, atunci când dicție diferită, minus 3, minus 2, minus 1, 3. Deci dacă și numai dacă 5 e 2M plus 1. Obținem că 2M trebuie să fie 4, așadar M trebuie să fie 2. Întrucât 2 se află în domeniul maxim de definiție al expresiei, fiind diferit și de minus 3 și de minus 2 și de minus 1 și de 3, obținem că mulțimea soluțiilor este formată din elementul 2. Dacă am fi obținut m egal cu minus 2, nu ar fi fost soluție, nu-i așa? Oricum, exercițiul nu a fost foarte complicat vă propun spre rezolvare un exercițiu asemănător. e de x e de data aceasta 2 pe x minus 1 minus 1 pe x plus 1, totul împărțit la x plus 3 pe lângă x minus 1 pe x pătra minus 2x plus 1. Va trebui să determinăm domeniul maxim de definiție, deci să punem condițiile de existență, și apoi să determinăm m număr real, astfel încât e de m să fie m plus 1 pe 3m plus 1. Exercițiul rezolvat este preluat din modelul din 2018-2019, iar exercițiul propus este o adaptare a unui exercițiu din varianta 5 din 2015. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!